Bună ziua, sunt profesor Mândița Baias la Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir din Baia Mare și vă voi explica cum fac raportul zilnic al absențelor în școala în care lucrez. Este o perioadă tulbure în care ni se cer situații de la un moment la altul și e nevoie să știm în permanență ce se întâmplă cu elevii din școala noastră. Câte cazuri de îmbolnăviri, câte cazuri de absențe din alt motiv sunt în fiecare clasă. De aceea o să accesăm contul Google și aplicațiile din suita G Suite. Aici voi accesa aplicația Drive și creez un formular nou. Îi dau un titlu formularului, deocamdată nu am acest lucru, îl voi numi raport zilnic absenți. Voi da câteva indicații despre completarea acestui formular, așadar, domnilor diriginți, vă rog să completați în fiecare dimineață situația absenților la clasa dumneavoastră. Bineînțeles că trebuie să apară data când a fost completat formularul, când au fost introduse acele absențe. Și mi-apare aici calendarul. Se selectează luna, ziua, anul. Le pot selecta direct din calendar. Bineînțeles, voi introduce clasa la care se introduc absenții. Toate clasele din școală, suntem mulți. Apoi se introduce numărul absenților. Am ales ca opțiune de introducere un text scurt. Întrebarea este obligatorie. Avem nevoie să știm câți au conexiune online realizată direct din sala de clasă, câți elevi sunt acasă în izolare sau în carantină. Observ că aici au răspuns 38 dintre colegi și voi vedea și rezultatele. În ziua de 27 septembrie au răspuns 6. În ziua de 28 septembrie au răspuns 28 de colegi. Văd datele. Am avut și răspuns din ce cauză lipsesc. Și se pot da răspunsuri scurte, cele mai relevante. Cauzele pentru care elevii lipse sunt cele de sezon, simptome de răceală și cum există precizarea clară că elevii care au simptome de răceală trebuie să rămână neapărat acasă. Toată clasa online, aici nu am absenți. Această clasă online se găsește, este așadar în online pentru că școala noastră este anul acesta într-un proiect pilot, astfel încât în fiecare săptămână, urând de clase, merge online sau merge într-un alt mediu de învățare. Pot merge la muzeu, pot merge în parc, pot merge la bibliotecă. Așadar, din acest motiv, clasa aceasta este întreagă online. Alte boli respiratorii, viroze, cereri pentru online au unii. Cauzele de asemenea sunt răciți, unul este în carantină. Situația pe clase. Săptămâna competențelor, sunt 30 de copii în săptămâna competențelor, ne arată undeva. Deci e vorba de acea clasă despre care am vorbit, care se află în săptămâna competențelor, așadar în proiectul nostru pilot. Nu avem absențe, în fine, cauzele pentru care copiii lipsesc. 38 de răspunsuri. Răspunsurile pot fi sintetizate într-un formular Google Sheet. Și eu voi face lucrul acesta. Acesta este formularul pe care l-am descărcat și unde văd exact situația statistică. Pot face ordonare pe clase,
pot face adunarea tuturor elevilor care lipsesc, câți elevi sunt conectați online, exact situațiile care ni se cer. Vă mulțumesc!